Neat, Filip. Dimineața. Mânci nugget? Tu ești carnivor des de dimineață. Hai să vedem ce face mami și meleia. Bună dimineața! Acum să vorbesc un pic cu voi. Eu cu Filip și Amza ne-am trezit, adică s-a trezit și la Avi cu Mirea și au băut siropelul și noi băieții am venit în living. Fetele au rămas în dormitor, așa că au mai ațipit un pic să se odihnească, pentru că aceste două, trei nopți au fost un pic mai grele pentru noi. Copilașii îi deranjează năsucul, mai tușesc, a luat răceală și Lavi, așa că ele acum mai profită un pic și se odihnesc. Astăzi nu știu chiar ce o să filmăm, dar o să încercăm să ținem un ritm, că mi-ar place foarte mult să publicăm 24 de zile. Deja este un record că am publicat 11 vloguri, deși două dintre ele sunt câte două zile într-un. Dar o să vedem ce facem. Și am ajuns și la ziua 12. Încă două pliculețe de ceai. Super! Acum merg să ridic comanda. Astăzi nu mai livrează socrii acasă, merg eu să iau, pentru că au și sos de ardei umpluți. Astăzi o să mâncăm ardei umpluți, așa că merg să iau eu. No, socrii, aici ne pregătim smântână, ardei, uitați câți ardei, vă invităm. Și aici a pregătit și sosul, acum o să-mi toarne. Eu filmez ca să nu-mi pice telefonul în sos. Și ne vedem acasă. Și astăzi mă ajută Meleia să aranjăm masa. Ea aduce pâinica. O dus suculețe, furculițe, farfurile lor. Și acum ne așezăm să mâncăm. Deci, cum v-am spus și ați văzut în secundele anterioare, am fost și am luat mâncarea de la socrii, ei ne-au pregătit și pentru noi ardei umpluți, sos de ardei, sosul de ardei, ei îl fac așa, iau apa după ce sferți ardeii, pun bulion și cred că făină și îl fier. Că nu am greșit rețeta, că nu i-am întrebat, dar din câte știu așa făceau ei înainte. Avem pâine cu semințe, pâine Kaiser, suc de banane, apă plată, smântână, am pus jumătate de iaurt, jumătate de smântână din această nemțească șmand, că îmi place mult mai mult. Acum o să ne punem să mâncăm și să avem poftă mare. Noi acum o să ne apucăm să facem cadourile rapid. Filip se joacă cu soacra și nu o să fie. Lavi și-a făcut un ceai pentru gât. Așa că o să ne apucăm repede să împachetăm. Aici avem hârtie cu Spider-Man pentru Filip, cu prințese pentru Meleia și restul o să împachetăm cu... Aici am făcut deja două cadouri pentru frații mei ca să nu vadă ce, nu o să arătăm ce este înăuntru, așa că egal că știe că o să le dăm. Și acum o să trecem repede la treabă. Thank you.
Noi am terminat de împachetat toate cadourile. Aici am pus în acest coș cadourile mai micuțe ca să nu le înșir toate așa pe aici. Și fiind așa mai micuțe, le-am băgat toate în acest coș și am lăsat doar astea așa mai mari afară. Am mutat și bradul, cum v-am zis prima, l-am pus așa la ușă ca să se vadă și afară pe balcon și arată mult mai fain. Acum o să pun niște brânză din aceasta Beck Camembert la cuptor, așa o gustărică pentru seară, ceva lejer. De obicei să mâncă brânzica ori cu dulceață din aceasta, ori fără. Mie îmi place cu dulceață, așa că o să pun dulceață. Hai să vă arăt cum arată. Arată cam așa, sunt 4 din acestea, eu deja am pus 4 la cuptor, se pun la 180 de grade pentru 15 minute. Altă că am pus prea mult, au putut. Cam așa arată brânzica cu dulceață și fără. O să închidem acest vlog aici. Noi vă mulțumim pentru vizionare și ne revedem la un nou vlog mai mâine.